Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună seara și bine ați venit la prima ediție din anul acesta a emisiunii Rețete Culturale. Invitatul din această seară se numește Bogdan Adrian Toma și trăiește în Chicago, în Statele Unite, dar are o legătură foarte, foarte strânsă cu România, atât prin cărțile pe care le publică în România, cât și prin filmele românești pe care le semnează ca scenarist. Bună seara, domnule Toma, și bine ați venit în emisiunea Rețete Culturale. Română. Bună seara tuturor, bine v-am găsit. Înainte de a începe să vorbim despre filme, cărți, flori, fete sau băieți, cum era jocul nostru din copilărie, aș vrea să vă întreb ce face un om care a terminat Facultatea de Filozofie a Universității din Cluj-Babeș-Bolyai, care are un doctorat în filozofie, ce face un filozof român la Chicago? Ca să fiu sincer, nici filozoful nu știe răspunsul la această întrebare. S-ar putea să le aflăm împreună, nu știu exact. Am ajuns aici ca urmare a unui accident, dacă vreți să-i spuneți așa. Soția mea a jucat asidu la loteria vizelor până când s-a întâmplat la un moment dat să și câștige. Și eu, deși eram relativ bine stabilit sub aspectul serviciului și sub aspectul, mă rog, a literaturii, pentru că în momentul respectiv colaboram cu Tribuna în Cluj și cu câteva publicații din Deva. Ați debutat, din câte mi-aduc aminte, ați debutat la Tribuna cu poezie în 1988 și din 1997 până în 2001 ați avut o rubrică în revista Tribuna din Cluj. Da, am debutat în, aveam 11 ani când am debutat, ținte că am apăruse un supliment propriu-zis al Tribunei, se făceau suplimente județene repartizate pe județe din Ardeal și când a venit rândul Hunedoarei într-o anumită lună undeva în vară, în 88, am apărut și eu acolo, eram tab de afiș cu 5 poeme, dacă mi-aduc aminte bine. Și țin minte că am fost foarte mândru și că îmi imaginam din momentul respectiv o viață plină de literatură, o viață plină de, efectiv dedicată artei, dacă vreți, mai mult sau mai puțin. Și ce s-a întâmplat ulterior a fost că am continuat, dar nu neapărat cu poezia. Poezia am regăsit-o mult mai târziu. În momentul când am ajuns la Cluj, la Babeș-Bolyai, am început să scriu eseu filozofic, am scris câteva cronici de carte și am apărut destul de frecvent în intervalul 2003-2004 în Tribuna la rubrica Crisis se numea și erau de obicei niște perspective asupra actualității. Pentru că de fiecare dată când scrieam o cronică de carte, aveam și ceva critic la adresa autorului sau aveam și un mesaj mai mult sau mai puțin subliminal vis-a-vis de text. Deci eram un fel de gigă contra, nu-mi plăcea chiar totul. Dar reușeam să integrez totul, zic eu, într-un compendiu de idei care să facă față criticilor ulterioare. Deci a funcționat. Cât curaj îi trebuie unui om care are un doctorat în filozofie și se ocupă de literatură în general să se mute la Chicago după ce obține loteria vizelor? Nu știu dacă mi-a trebuit curaj, pentru că nu m-am gândit foarte mult. În momentul în care am părăsit România, eu eram deja înscris la doctorat, îmi dădusem câteva examene, urma să fac o teză despre sofiști. Și mi-am imaginat că, având
masteratul la bază în filozofie antică, având o diplomă internațională. Pe vremea aceea deja Babeș-Bolyai avea diplome de licență la standarde europene, cel puțin. Mi-am imaginat că totul va fi foarte simplu și că o să reușesc să mă integrez în viața americană cu atât mai mult cu cât deja vorbeam limba engleză. Unul din joburile pe care le avusesem în provincie, în Deva, fusese acela de translator, printre altele, în cadrul unui birou de presă din Consiliul Județean Hunedoara. Deci traduceam flexibil engleză, o vorbeam bine și aveam senzația că o să mă integrez extraordinar. Problema este că odată ce am ajuns aici, am constatat că hârtile contează mai puțin și contează mai mult experiența, așa este experiența americană, pe care evident că nu o aveam. Și de acolo au venit complicațiile, practic. Și care au fost primele complicații? Primele complicații au fost, ca să zic așa, de natură emoțională. În momentul în care am început să lucrez, n-a fost nici pe departe unde îmi doream eu, fie să predau filozofie sau sociologie sau ceva din ramura socio-umanelor la un liceu sau chiar la universitate, de ce nu. Deci nu am reușit să mă integrez în statutul nici de profesor asociat, nici de profesor invitat, nici de profesor de liceu. Chiar n-am predat deloc. Timp de vreo 10 ani am făcut diferite joburi, interval în care am absolvit un masterat aici, în engleză și științele comunicării, și mi-am terminat doctoratul acasă, cu destul de dificultăți, pentru că nu aveam la dispoziție decât verile, când puteam să mă duc și să-mi dau examenele. Mă dat seama că nu mi-a fost ușor nici să parcurg materialul, nici să-l învăț, și cu atât mai mult îmi era peste mână faptul că eu efectiv mergeam în fața unei comisii în mod anual, aș spune, care nu mă cunoștea. Deci eu nu eram efectiv un universitar clujan. Eu veneam, eram execvo, veneam din afară și aveam tot timpul senzația asta nepotrivirii. Mi se pare că fiind din altă lume, că pășesc într-o lume în care îi aparținusem la un moment dat, și aveam senzația că sau îmi doiam să fac parte din ea iarăși și aveam senzația că lucrul ăsta nu are să se poată întâmpla niciodată. Și pentru o vreme am pendulat mult între țările astea două. Se poate trăi într-o două lumi? Poți trăi în Chicago și în același timp fiind un universitar clujan? Nu este o utopie? A fost o utopie până acum vreo 2 ani de zile, aș spune. De fapt, până în 2017. Cam din 2015 am reușit să mă integrez în lumea universitară. Am început să predau niște cursuri la început de compoziție în engleză, English 102. După aceea am acoperit tot spectrul, literatura mondială sau universală, world literature, și eventual am ajuns și pe palierul ăsta al filozofiei. Deci am predat filozofie, introducere în filozofie, etică și chiar mitologie, poate cel mai de succes curs al meu, dar și cursul pentru care a trebuit să studiez cel mai mult, pentru că era vorba de mitologie comparată. Nu puteam pur și simplu să vin doar cu cunoștințele proprii de mitologie europeană sau est-europeană, dacă vezi, și să le bag pe gâtul studenților. Trebuia să-mi angajez atenția într-un spectru efectiv foarte larg. Și aș spune că în momentul ăla aveam senzația că asta este limita, că mi-am atins limita, că asta voi face tot restul vieții, că voi fi doar un universitar, poate chiar un șoarece de bibliotecă, și că dacă va trebui să o fac în engleză, până la urmă, este o opțiune pe care am făcut-o mai mult sau mai puțin liber, dar pe care mi-am asumat-o în cele din urmă. Și în 2017, cum spuneam, situația s-a schimbat puțin, pentru că a fost anul în care domnul Nicolae Mărgineanu s-a hotărât să filmeze primul script pe care l-am trimis și care i-a plăcut. Îi trimisesem 3 scripturi, dintre cele 3, unul a fost ales. Era un script care avea în centru un personaj foarte asemănător mie, era denumit Sorin Toma, deci păstrasem și numele de familie.
Era inspector la CNSAS, era un tip foarte determinat să vâneze foștii membri ai poliției politice românești, foști securiști, și să-i aducă în fața justiției, cu toate că la ora la care o făcea și în România în care se întâmplau lucrurile astea, lucrul ăsta devenise deja derizoriu. Practic, avâna securiști și ai deferi justiției nu mai interesa pe nimeni. După anul 2000 chiar nu a mai interesat pe nimeni și cam majoritatea torționarilor care încă mai trăiau și au fost ulterior identificați nu mai reușeau să impresioneze. Și am făcut un film despre drama unui astfel de om și domnul Mărgineanu s-a arătat entuziasmat de scenariu. Cred că a fost momentul care mi-a strânit cel mai mult și infatuarea literară, pentru că am zis de acum înainte asta trebuie să fac, să scriu și să atac subiecte cât mai actuale pentru mine sau cât mai necesare pentru mine. O să discutăm imediat despre necesitatea acestui tip de film și acestor tipuri de subiecte. Dar înainte de asta a existat anul 2013 în care ați câștigat un premiu HBO cu un scenariu de film. În 2013. Da, e adevărat. Nu l-am menționat pentru că, o să vă spun ce s-a întâmplat, a fost și o mare bucurie pentru mine, dar și o mare dezamăgire. Eu participasem la concursul HBO de scenarii care se organiza în fiecare an în România, de undeva de prin 2010, când am și ajuns la un moment dat într-o finală cu un scurtmetraj. Îmi descoperisem pasiunea asta de a scrie text dramatic în timpul unei din joburi, deci o să spuneți, nu făceam jobul, mi-l făceam, dar aveam efectiv un job foarte static. El presupunea a sta în fața unui șir de monitoare și a urmări activitatea care se petrecea într-o clădire împărțită pe jumătate în condouri și pe jumătate în birouri de afaceri, business offices. Și erau destule nopți în care nu exista propriu nicio activitate și momentele alea poate erau cele mai savurate de mine, pentru că am reușit să-mi efectiv acolo în condițiile am scris numai la lucrarea proprie de doctorat, dar am scris și multă literatură, am scris un roman, mi-am recapătat apetența pentru poezie și am început să scriu text dramatic, scenariu în speță. Am participat câțiva ani consecutiv la concursurile HBO, iar în 2013 am câștigat cu un scenariu a cărui temă era chiar una universală. Un om de afaceri comite un accident și pentru a scăpa, pentru a se salva de acuzațiile membrilor, familiilor afectate de accidentul respectiv, încearcă să-i mintuiască. Deci nu numai că știu că s-a tratat subiectul deja în poziția copilului. Copilului, exact. Da. Dar filmul meu nu trata subiectul în maniera respectivă. Filmul meu era un film mai degrabă de interior. Pur și simplu, acest om de afaceri împreună cu avocatul lui, un tip destul de veros, îi invită pe membrii familiilor celor implicați în accident, victimelor, la o înțelegere practic. Deci este, se alege o locație și acolo vin trei tipuri de oameni. Unul care vrea să scoată toți banii posibili de pe urma afaceristului în contul victimei, mama sa, și care este un parior înhărit și care până la urmă pune banii deasupra tuturor. Un altul este o femeie profund religioasă care vrea să-l vadă pe respectivul autor al faptei judecat și trimis după gratii, iar un altul este un tip care și-a iubit soția enorm și care, pierzând-o în urma accidentului, vrea efectiv să se răzbune, nu-i pasă că o să intre în pușcărie și el are o agendă proprie. Ei, n-am să vă spun cum se desfășoară totul, dar nu spuneți. Până acum, cele două subiecte de film pe care mi le-ați descris par sau sunt, nu chiar par, o frescă socială a societății românești.
Și de aici vin întrebările mele următoare, care țin de mitologia interioară, că tot predați un curs de mitologie comparată. Vreau să vă întreb două lucruri. De unde vine scrisul, dacă sunteți biling și gândiți și scrieți în altă limbă? Și doi, de unde atât de multă vitalitate a scrisului? Deci sunt absolut ferm convinsă că au fost niște ani foarte grei, anii de adaptare, în care ați lucrat foarte mult și ați scris foarte mult în condițiile unui intelectual care nu se află în mediul lui. Deci, de unde vine scrisul și dacă faptul că ați fost plecat, că ați fost lipsit de mediul în care v-ați format, a fost un handicap sau un avantaj în condițiile date? Deci, întrebările sunt mai multe, dar dumneavoastră, de fapt, m-a ajutat să-mi completez răspunsul la cea anterioară, pentru că cea anterioară viza ideea asta că eu nu am adus în discuție premiul respectiv. Nu l-am adus pentru că el nu a generat un film, deci, deși scriptul ăsta, care mie mi se părea cea mai bună producție a mea și nu numai că la momentul respectiv probabil că era, dar era și certificată ca atare de un jur independent și de niște profesioniști afiliații HBO-ului din România. Filmul ăsta a fost mai degrabă respins de producători. Unii pe criterii materiale, existau niște scene destul de costisitoare, alții pe criterii de dezvoltarea subiectului, pentru că aveau senzația că la un moment dat filmul devine foarte static și că totul se concentrează pe conversații, dar părerea mea, în continuare, rămăsese că filmul avea o tematică internațională și mi-am spus, dacă românii n-au să facă filmul ăsta, am să mă îndrept spre cinematografia americană, sigur voi găsi pe cineva. În condițiile astea, am decis să înscriu filmul la câteva concursuri de scenaristică. Primele concursuri mi-au dat rezultate destul de vagi, evident nu câștigasem nimic, dar am plătit de fiecare dată, am cumpărat așezul feedback al specialistului care, sau al specialiștilor care notau și am reținut faptul că în esență scenele erau prea lungi, dialogurile prea ample, că totul era foarte dramatizat, că trebuia să las un mai mare spațiu pentru vizual. Chestiune americană până la urmă. Știți că aici există anumite reguli. O scenă să nu depășească 3 sau 4 minute pentru că va plictisi spectatorul. Dialogul să nu fie foarte complicat sau frazele să nu fie foarte lungi pentru că la un moment dat se va pierde firul discuției. Textul să nu fie super intelectualizat, trebuie adus la un nivel unei înțelegeri de, știți că și ziare au cota aceea de, nu știu, înțelegerea textului să fie la nivel de clasa a 7-a sau 8-a, pentru că oricine să poată parcurge articolul cu ușurință. În fine, și eu neposedând toate aceste arme, ca să zic așa, literare, m-am îndreptat către un profesor, doamnă profesor, care îmi fusese alături în universitate la National Lewis în timpul masteratului și am rugat-o să mă ajute să traduc textul, să îl adaptez mai degrabă, eu îl tradusesem deja, dar vreau să-l adaptez unei engleze de american nativ. Ei, textul respectiv a trecut prin 3 rescrieri, deci am ajuns la un moment dat la draftul 4, care a fost trimis la concursuri. Și tot așa, fără niciun fel de rezultat, timp în care eu deja efectiv îmi pierdusem răbdarea. Vă dați seama, au trecut 2 ani de la premiul respectiv. Eu scrisesem și rescrisesem textul în diverse maniere și totuși americanii nu îl acceptau sau nu și-l adjudecau ca pe un text propriu. Este pentru că eu nu mai exprimam așa cum se exprimă ei de regulă și este probabil pentru că efectiv gândeam românește și că deși subiectul era universal, toată situația aceea și dialogul în formula în care îl vedeam eu și personajele se aplicau mai degrabă la realității românești decât realității americane. Deci nu sunt exportabile până la urmă paradigmele noastre în care trăim. Nu.
Nu sunt. Așa Și de cred. asta am și ajuns în situația în care sunt, că iarăși trebuie să vedeți între două țări. Pentru că scriu filme care se produc în România, dar trăiesc aici. Aș vrea să ne întoarcem la România. Vă Așa. mărturisesc, dragi telespectatori, că eu l-am cunoscut pe Bogdan Toma de foarte curând. L-am văzut într-o filmare făcută de Ziua Națională a României din 2020, la 1 decembrie, cu românii din America. Mi-a plăcut foarte mult discursul lui pentru că mi s-a părut un patriotism lipsit de patetism. Și când ulterior l-am contactat și am stat puțin de vorbă, am discutat puțin despre relația cu România a celor din diaspora, fiind o emisiune adresată diasporei, era firesc să fie așa. Și el m-a spus un lucru care mi s-a părut deosebit de interesant. Ar trebui să facem în așa fel încât relația cu România și modul nostru de a încerca să ajutăm România să nu rămână niște simple lozinci. Ce face Bogdan Toma în relația cu România, astfel încât activitatea lui să nu poată fi nicio secundă suspectată că este doar o simplă lozincă? Eu știu de unde să încep, pentru că, nu știu, senzația mea este că fac destul de multe. În primul rând, îmi vizitez țara foarte des, mă duc uneori și de 2 ani și anul ăsta o să se întâmple cu toată pandemia, cu toată carantina, cu toate că ne-a rămas doar un fragment de familie acolo, cei mai mulți ai mei săraci au murit, Dumnezeu să ierte, dar eu continui să merg. Continui să merg încercând să fac pitching pentru filme, să găsesc un producător susceptibil să vadă lucrurile cu ochii mei, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, să găsesc pe cineva cu care să pot lucra, de pildă un regizor care, chiar dacă nu acceptă scenariile proprii, să aibă el o viziune sau o idee și el sau ea și să pornim de acolo, să dezvoltăm împreună ceea ce poate fi și un text comun. Deci nu am ceea ce, sau am renunțat la orgoliul autorului. Știți că cineva care vine din eseu, din roman, chiar din disertație filozofică, va avea mereu un orgoliu la autorului. Va spune, domne, felul în care eu am scris chestia asta nu ar trebui să fie alterat pentru că este autentic, este venit din suflet, dar în cinema nu este așa. Cinema este o muncă. Dacă cinema e bun, este o muncă comună, este o muncă în care se Da. angajează mai mulți oameni și efectiv, doar un scenariu bun nu va salva un film care realmente este făcut dezinteresat sau fără virtuți artistice. Eu vin doar cu o treime, poate chiar mai puțin decât o treime, la această masă a negocierilor care este cinematografia. De acolo încolo, textul va fi preluat de un regizor care o să-i dea o altă tentă sau o să păstreze tenta inițială, dar o să-l adapteze la o viziune proprie. Este preluat de un producător care va aloca un buget mai mare sau mai mic pentru producția respectivă și din momentul respectiv să facem un casting și ajungem în mâna actorilor. Dar ideea că eu sunt cel care la origine fac lucrurile astea posibile, o să vă dea poate o anumită imagine a contribuției mele vis-a-vis de arta românească, pentru că contribuția asta mea este, cum să zic, e una dublă. De multe ori când mă duc în fața studenților la cursurile de filozofie sau de etică, nu uiți să aduc în discuție filozofi români, deși foarte puțini dintre ei au efectiv tenta universalității. Mulți chiar nici nu dezbat subiecte universale, cei mai mulți sunt autohtoniști, cei mai mulți discută despre vocabular românesc, despre idei naționale, discută despre, mă rog, o metafizică a românului sau a esteuropeanului. Și cu toate astea încerc să-i adaptez pe cei mai le dedic cel puțin două cursuri și filozofilor români, pentru că am senzația că lumea trebuie să-i cunoască. În același timp, în România, nu mă ocup numai de film efectiv, ci vreau să vă spun că m-am angajat în mai multe demersuri actualmente.
aș vrea să public o carte de poezie, dar nu acum. În ideea în care voi găsi ajutor și cred că voi găsi, am promisiuni din partea unor oameni pe care îi respect enorm și care efectiv le-am încredințat soarta poeziei mele. Promisiuni că nu e vorba doar de un volum simplu, ci poate chiar de niște manifestări culturale, în sensul în care s-ar organiza niște, nu știu dacă să le spun cenacluri sau mai degrabă activități literare-artistice în care cineva ar putea să citească din poeziile mele, altcineva ar pune pe note, să zicem, sau ar veni cu o muzică care să se afilieze textului citit, care se potrivească, nu trebuie neapărat să fie legată de mine, evident. Exact. Și ar putea să fie și un multimedia, pentru că ar fi și un eveniment artistic. La un moment dat ne-am gândit și cred că ar fi esențial dacă lucrul s-ar putea petrece chiar într-o galerie de artă, unde un artist să-și expune efectiv, să facă un vernisaj al picturilor sau al operelor proprii. Toate lucrurile astea se întâmplă în România și niciodată la Chicago sau niciodată în Statele Unite? Adică nu reușiți să faceți evenimente și aici? Să știți că aici e puțin mai complicat sub aspectul logisticii. Eu, să știți că nu sunt un om foarte practic. Dovadă și inclinația asta mea, știți, am rămas cam majoritatea românilor care se mută în America, chiar dacă sunt la origine, ce știu eu, literați, filozofi, oameni de cultură, intelectuali în genere, vor face opțiuni mai practice pentru viața proprie. O să-și deschidă anumite business-uri, poate să putea să-și... Aș vrea să vă întreb altfel. Care credeți că este principalul handicap sau lucru cel mai mare care îl are de luptat un intelectual român care se mută în America? Primul care vă vine în minte ca dificultate? Tip de capitalism pe care noi nu ni-l imaginam atunci când ne-am perspectivizat, ca zic așa, America ca un dreamland, ca un time al visurilor. Este un capitalism sălbatic în care efectiv supraviețuiește doar personajul foarte agresiv în domeniul afacerilor. Oricine altcineva va deveni un employee, deci oricine altcineva va ajunge să lucreze fie pentru o companie, fie pentru stat, dar posibilitățile de promovare în contextul și al companiilor private și al companiilor de stat este destul de redus, pentru că există un sistem al treptelor care de regulă n-ar trebui să existe într-o meritocrație. Știți că toți ne gândim în momentul când părăsim țara că o să mergem într-un loc unde meritele noastre și expertiza noastră sau, mă rog, posibilitatea noastră de a ne adapta, creierul nostru, vor fi puse în valoare la un moment dat și vom reuși să ajungem mai departe, efectiv pentru că le arătăm celorlalți un stil de muncă și un stil de înțelegere al muncii mai evoluat. Și eu cred că mulți dintre români au un astfel de stil de a munci, au și capacitatea de a munci mai mult decât alții. Ei bine, odată ce ajungi în America, îți dai seama că dacă îți demonstrezi aceste calități, în loc să fii oarecum recompensat sau, cum să zic, propulsat înainte de virtuțile tale, vei rămâne de regulă pe aceeași poziție, dar ți se va da mai mult de lucru. Pentru că cei care sunt superiori, mă rog, ierarhii vorbind, au să-și dea seama că pot duce mai mult, poți funcționa cu mai multe însărcinări puse în spate și că s-ar putea să nici nu protestezi împotriva acestei situații. Mai am două din întrebări până la finalul emisiunii, dintre care una presupune întoarcerea la filmele dumneavoastră. O să le spun eu numele, pentru că dumneavoastră nu l-a spus. Cel din 2017 se numește Fals tratat de mântuirea sufletului.
și a fost produs de studioul Ager Film România. Este cel regizat de Nicolae Mărginanu, despre care n-ați vorbit. În 2018, Mandragora Film s-au finalizat filmările pentru Cărturan, iar filmul care pe mine m-a frapat când am văzut filmografia noastră, al treilea, se numește Cardinalul și este susținut de Centrul Național al Cinematografiei și este dedicat personalității episcopului greco-catolic Iuliu Hosu. Ne unim pe veci cu țara mamă, România! Cardinalul. Cei care au făurit Marea Unire se reîntâlnesc după 32 de ani, de data asta după gratii, în penitenciarul Sighet. Domnule Maniu, vă amintiți de mine? Cine ești, dumneata? Sunt episcopul Hosu, de la Unire. Hai, hai! Dă-i și niște opiu cu dederi poporului ca să-l prostească! Toși vorbiu! V-ați bătut joc de misiune. Dacă semnați adeziunea, treceți de bună voie la religia ortodoxă, vom recomanda eliberare. O biserică trecută prin toate vitregiile istoriei să treacă și prin bajocura să se ia ordine de la un ateu? Îți bagi joc de noi, mă. Când faci pe poetul, când faci pe prostul. Dar pe mine nu mă duci. Preotul Hosu. Stai tu, ce faci tu? De ce îndârjirea asta ta, idiotă? Nu mai știi să judeci? Orice iad în care petreci un timp poate deveni o poartă către rai. Un erou al rezistenței greco-catolice, față în față cu un torționar neobișnuit. Ia uite-mă la ăștia! Doar mănâncă și se roagă! În curând pe ecrane, Cardinalul. Din 2021, Rawfest, platforma video de filme românești, este disponibilă în Statele Unite. Eu am plecat învins de la Olimpiada de Istorie, pentru că se repetă. Trei beculețe, unul roșu și unul verde, unul albastru. Și trebuie să apeși numai la ala verde. 2 plus 2 fac 4. Olteanu, cum vedea o luminiță, cum a apăsat pe toate puternele. Există mai multe românii, există probabil foarte multe românii pe care nu le cunoaștem. E România mea, e România cu care îmi justific câteodată faptul de a fi rămas aici. Sunt indignată de cele auzite și nu pot să concep cum un asemenea elev trăiește realitatea. Așa, deci pun numele la întâmplare. Cu care îmi dau speranță pentru ceea ce fac și așa mai departe. Dar există multe alte românii în afară astea. Încercând să explic ce înseamnă neam, popor, națiune, mi-am dat seama cât de complicat este. Nu știu dacă fiica mea o să plece cu ie sau fără. Și nu știu dacă până atunci o să înțeleagă pe deplin ce înseamnă să fii din România. Acum puteți viziona online, oricând, de pe orice suport, filme românești de toate genurile. Filme selectate și premiate la cele mai mari festivaluri internaționale. Descoperiți povești autentice românești la un click distanță. rawfest.com/stream. Există un trend în cinematografia românească. Foarte multe filme din ultima perioadă au fost dedicate deportărilor, închisorilor comuniste. De ce acum, Bogdan Toma, după 30 de ani, un film dedicat închisorilor comuniste și situației bisericii greco-catolice din Transilvania în anii 50? Pentru că am simțit în tonul întrebării anterioare că acum sunt suficient de detașat de toate încât să pot să scriu un
un asemenea film, sunt suficient de detașat de politică, chiar într-un fel rupt de ea, deși eu urmăresc asidu, îmi plac conversațiile, mai ales cele aprinse de la televiziuni, îmi place că lumea se dedică unei cauze, indiferent care este cauza, până la urmă, cred că dedicația e importantă, cred că faptul că ai tendința să crezi în ceva și să-ți urmezi convingerea asta până la capăt, e foarte important. Totul este să nu cazi în extreme, totul este să nu faci dintr-o convingere un capăt de țară, să nu faci din alterarea unei convingeri o depresie majoră, pentru că să ne înțelegem, convingerile se vor altera și oamenii pe care avem, către care privim în momentul de față și avem senzația că ocupă zone politice de maximă importanță, până la urmă, ideea este nu să-și urmească linia partidului, ci să-și recapete umanitatea și în condiții acestei umanități recapătate să-și facă jobul politic și să-și-l facă într-un mod constructiv. Problema este că oamenii n-au știut când să se oprească, problema este că toți cei care au ajuns la putere au... n-au putut să-și păstreze puterea decât efectiv inducând o frică fenomenală populației, inducând o foame fenomenală, inducând tortura fizică în anumite cazuri, ori astea sunt exact modurile în care îți pierzi umanitatea. Având în vedere că ați făcut un film despre exterminarea intelectualității și a prelaților în închisorile comuniste din anii 50, nu cred că problema este că n-au știut cum să se oprească. Cred că chiar așa au început cu tortură și exterminare, pentru că atunci a fost decapitată marea intelectualitate a României și a rămas țara asta lipsită de modele timp de foarte multe decenii după aceea. Ar trebui să o luăm, în fine, nu o să avem timpul aici, dar dacă am luat primul guvern Groza și al doilea guvern Groza, o să vedeți că chiar și printre acești comuniști, au un fel de comuniști burghezi români, deci niște socialiști mai de-ai noștri, cu care, până la urmă, se putea cădea la înțelegere. E probabil că dacă ar fi lăsat să-și ducă propria operă la îndeplinire, ar fi făcut niște mascarade de procese, cum s-au mai văzut ulterior, și până la urmă pedepse ar fi fost mai mult sau mai puțin simbolice. Dar invenția canalului, invenția detențiilor rusești, invenția gulagului, deci tot ceea ce a aparținut minții lui Stalin, a fost aplicat aici cu judiciozitate, pentru că au fost mereu niște reprezentanți ai Moscovei care au supravegheat importul. Deci importul ăsta ideologic a fost mereu supravegheat de cineva care a venit de la centru și a stat aici, și vedeți că există astfel de personaje cu duiumul chiar în cardinalul, și din păcate există personaje de genul ăsta și în filmele ceva mai actuale. Acum, neapărat Cărturan, dacă vreți, este un film care vizează mai degrabă birocrația din țara noastră, din România, și vizează mai degrabă faptul că în momentul cu adevărat limită al vieții tale, nu ești capabil să pui ordine în lucruri. Și de fapt, ceea ce este imposibil până la urmă sub aspect emoțional și psihic, dar administrativ, este făcut posibil în alte țări, în România nu este posibil nici administrativ. Deci asta este de fapt o întreagă dramă și e tot un film social, dacă vă gândiți bine. Deci el se înscrie și am colaborat cu Liviu Sandulescu la scrierea lui și am căzut de acord că e exact tema pe care trebuie să mergem. Faptul că te lovești mereu de niște bariere care nu ar trebui să existe în modernitate. În modernitate sau într-o societate civilizată, aceste chestiuni medievale, efectiv, cu care te lupți, n-ar trebui să fie angajate absolut deloc. Și totuși ele există. Și problema nu e că există, problema este că ne-am obișnuit cu ele, problema este că ni se par absolut naturale, problema este că nici cei care vin, politicieni sau alminteri, nu își fac o cauză proprie din a le elimina. Deci asta e, în esență, mesajul. Într-adevăr, deja s-au deschis foarte multe piste. Putem continua emisiunea mult peste timpul alocat ei și poate o vom face într-o altă emisiune, pentru că subiectele sunt foarte multe și foarte complexe.
Ultima mea întrebare îl viza pe Bogdan Adrian Toma, un om a cărui carieră din afară pare un succes. Trei scenarii de film care s-au transformat în trei filme, romane publicate, cărți de poezie. Ați ajuns să predați filozofie într-un final, ați creat un curs propriu. Știu că în spatele acestor ani lungi a fost foarte multă muncă, foarte multă motivație și ambiție și bănesc că a fost și foarte greu pe alocuri și alienant. Aș vrea să vă întreb acum, în ianuarie 2021, dacă v-ați uita înapoi și ați da un sfat lui Bogdan Toma, cel care tocmai ajunsese în America cu un geamantan sau mai multe, ce sfat i-ați dat? Să se concentreze cât de mult poate pe educația sinelui, pe disciplinarea proprie, pentru că eu am venit aici destul de rebel, destul de indisciplinat, lucru care mi-a creat până la urmă tot felul de neplăceri, mai degrabă personale decât profesionale. Am trecut prin câteva depresii și nici nu știu cum aș fi ieșit din ele dacă n-aș fi scris. Și scrisul este până la urmă și un fel de panaceu și un fel de ecou al acestor depresii, pentru că nu știam cum altfel să ies din ele și pentru că, în genere, răspunsul american la orice problemă de natură psihologică sau fiziologică este medicamentul. Ori vedeți că tenisa europeană este mai degrabă aceea de a-ți pune intelectul în ordine. Deci cam aici ne despărțim foarte mult în ceea ce privește tratamentul unui om care suferă de mai multe drame personale. Și mi-aș da sfatul ăsta să disciplinez mintea și cunoștințele în așa fel încât să-mi folosesc mie prima dată, să învăț mai multă răbdare, să caut să cunosc oameni asemenea mie pentru o vreme, iar după ce voi fi dobândit acea răbdare, abia atunci să iau contact cu oameni care nu mi se aseamănă, cu care vedem lucrurile chiar la modul contrar, cu care s-ar putea să nu ajungem niciodată la numitor comun. Pentru că dacă aș fi avut mai multă răbdare și cred că dacă aș fi fost mai îngăduitor și aș fi așteptat poate mai puține de la viață, poate că aș fi reușit să mă aduc în această zonă a creației utile sau a creației constructive ceva mai repede. Am sentimentul că m-am pierdut efectiv câțiva ani luptându-mă cu niște mori de vânt, cu imaginea pe care mi-o făcusem în capul meu asupra societății de aici și care s-a dovedit foarte neclară, foarte defazată, dacă vreți. Și, de fapt, am trăit câțiva ani în șir, am trăit într-o revoltă permanentă. Deci, lucrul ăsta te consumă nervos la o vârstă la care tu ar trebui, de fapt, să-ți dai măsura talentului, dacă există, sau a efortului, dacă vrei să pui efort, să depui efort în diverse sensuri. Și poate că asta e, să învăț mai multă răbdare și să mă pun mai bine la punct sub aspect cultural. E o foarte mare necesitate de cultură, mai ales aici unde vedeți și dumneavoastră că în ziua de astăzi până și elevii au de-a face cu lecturi specific dedicate lor, cu cărți întregi care au fost ciopărțite și au fost reduse la un nivel accesibil tinerilor și până la urmă clasicii literaturi universale sunt lăsați studenților de colegiu, care studenți de colegiu își pune efectiv întrebarea: dar eu de ce să mai studiez pe ăsta? E perimat, e trecut, o să studiez ceva ce este de actualitate. Ori ideea este, și cam asta am încercat să transmit de-a lungul emisiunii, cred, ideea este că nu poți înțelege actualitatea fără să studiezi istoria sau fără să-i studiezi pe clasici. E foarte important. Mulțumesc foarte mult! Vă urez mult succes în continuare, cât mai multe scenarii de film și cărți publicate și mi-ar plăcea să ne întâlnim peste ani sau chiar și mai curând și să-mi povestiți cum ați reușit să faceți pace cu toate lucrurile astea și cum au sublimat ele în viitoare cărți. Mulțumesc mult! O seară frumoasă!
Mulțumesc mult, toate cele bune! Aceasta a fost prima ediție dintr-un nou an, un nou început, pe care evident că toți ni-l dorim cu totul și cu totul altfel după ceea ce am trăit în 2020. Împreună cu producătorul emisiunii, Lucian Blaga, am pornit în acest an cu dorința și ideea de a face această emisiune săptămânală. Ea a fost până acum difuzată de două ori pe lună și ne dorim să creștem frecvența ei, doar pentru că acum, după aproape un an de colaborare, ne-am dat seama cât de mult este nevoie să descoperim și să aducem în fața dumneavoastră oameni care doresc să facă ceva pentru România, care doresc să facă ceva pentru România la modul autentic și profund și care chiar fac. Acum știm că ei sunt foarte mulți, că au niște proiecte extraordinare și ne-am propus așa, ca o misiune și menire pe care ne-o dorim, să vi facem cunoscuți, să-i aducem aici, să-și spună punctele de vedere. Vrem să demonstrăm că adevărata valoare rezistă. Rezistă indiferent dacă trăiești acasă sau dacă trăiești în diaspora, că legăturile umane rezistă și că ele sunt, de fapt, modul în care noi toți putem avea un viitor comun, putem progresa și ne poate fi mai bine împreună. De aceea, de acum încolo, vă vom aștepta în fiecare săptămână, sâmbătă la ora 21, să fiți alături de noi și să descoperiți acești oameni. Și nu numai atât, așteptăm să ne contactați oricând pe adresa emisiunii și să ni propuneți dumneavoastră. Dacă cunoașteți oameni frumoși, oameni care fac lucruri pentru România, oameni care se pot constitui în modele umane, vă rugăm frumos să ne scrieți și noi vă garantăm să-i vom contacta.